Da, au murit ăla. Ce murit? Nu, domnul profesor s-a cablat acum. Hai, bună seara și bine ați revenit către la proponant cu exerciții de matematică la algebră. Tema pentru la clasă. Nu uitați de la cișer. Clasa A, 7-a. Radical din 4 plus radical din 12. Radical din 4 plus radical din 12. Supra-radical din 4 ori 12. Radical din 4 ori 12, supra-radical. Așa. Minus. Radical din 12 plus radical din 18. Plus radical din 12. Da, supra-radical din 12 ori 18. Plus radical din 18 plus radical din 24. Supra radical din 18 ori 24. Minus radical din 24 plus radical din 30. Supra radical din 24 ori 30. E un băiat la ușă? A, e băiatul Cosmin Coda? Nu mă închis, pare. Ah, e asta. Da. E bun. Era de mai așa. Eu nu s-am rezolvat, mă. Ah, da? Da. Au auzit că vii? Da, sunt serios. Și nu pot din tine. Dacă și-a revenit din bine. Da. Asta e frumos. La revedere. Radical din 30 plus radical din 36. Supra. Radical din 30 plus 36. Da. E calcul, nu? Da. Cine lucrează? Adi. Să distribuim numitorul. Sigur, mai ales că ai și baftă, că e 4 ori 12 și ți s-a telefonat, da? Da. Deci, vine. Da, da, da. 4 supra. Radical din 4 supra, radical din 4 ori 12. Ori radical din 12 ce facem deodată. Ori radical din 12. Da, minus. Minus. Dar de fapt acolo e plus. Plus, foarte bine. Plus radical din 12 supra, radical din 4 ori radical din 12, minus radical din 12 supra, radical din 12 ori radical din 18, da. Plus radical plus, din... Plus AD. Nu, minus. Că minus că se lovește pe amândoi. Deci minus? Minus radical din 18 supra radical din 12 ori radical din 18 plus radical din 18 supra radical din 18 ori radical din 24 plus radical din 24 supra radical din 18 ori radical din 24 minus radical din 24 supra radical din 24 ori radical din 30 minus radical din 30 supra radical din 24 plus radical din 30. Asta e cam rămas în urma de un pic. Unde? 24. 20. Deci, așa, și minus radical din 30. Aici da. 30 supra radical din 24. 24 ori radical din 30. Da. Plus? Unde? Așa, plus radical din 30. Supra. Supra radical din 30 ori radical din 36 plus radical din 36 supra radical din 30 ori radical din 36. Egal cu? Egal cu radical din 4 cu radical din 4 se simplifică, radical din 12 cu 12, radical din 12 cu radical din 12, radical din 18 cu radical din 18. Iar 18 cu 18, 24 cu 24, 30 cu 30, 30 cu 30, 36 cu 36. Și o să obținem 1 supra radical din 12 plus radical din 4, 1 supra radical din 4, da. Minus 1 supra radical din 18, minus 1 supra radical din 18, minus 1 supra radical din 12 plus, plus 1 supra radical din 24 plus
1 supra radical din 18 minus 1 supra radical din 30 minus 1 supra radical din 24 plus 1 supra radical din 30 și egal cu radical din 12 radical din 12 cu 1 supra radical din 12 cu minus 1 supra radical din 12 se reduc. Da. Cu radical din 4 nu mai avem. Deci rămâne asta. Da. Așa. Cu minus 1 supra radical din 18 cu plus 1 supra radical din 18. Plus 1 supra radical din 24 cu minus 1 supra radical din 24. Da. Minus 1 supra radical din 30 plus 1 supra radical din 30. Așa. Și răspunsul e 1 pe 4. 1 supra radical din 4. Adică 1 pe? 1 pe 2. 1 pe 2, termatești. Corect. Mergem mai departe. Da, una cu 3, 6, domnul profesor? Ce? Păi... Este 1 cu 3, 6. 1 supra radical din 3, 6. Penultimul. A, mă, uite mai Adi. Ne mânăm așa ăsta, 1 plus 1 pe radical din 3, 6. Uite, vezi, l-am pășit pe ăsta. Când ai citit aici, ai zis 1 pe radical din 24 cu minus, vezi plus 1 pe radical din 30. Dar era și plus 1 pe radical din 36. Apoi atunci acolo... Deci plus, hai da. Să adăugăm 1 pe radical din 36 și face în final, așa este cum a remarcat, rămâne și ăsta. Da. Deci vine 1 pe 2. 1 pe 2. Plus 1 pe 6. Da. Nu, așa este? 1 pe 2 da. Plus 1 pe 6. Da, da, da. Amplificăm pe prima cu 3. 3 și 1, 4 pe 6. 4 pe 6, adică 1 pe... 2 pe 3. 2 pe 3, așa. 4 pe 6 înseamnă 1 pe 3. Și pornim alte găsiți. Radical din 9 minus radical din 3. Radical din 9 minus radical din 3. Supra radical din 3 ori 9. 3 ori 9. Plus radical din 15 minus radical din 9. Supra radical din 9 ori 15. Plus radical din 21 minus radical din 15. Supra radical din 15 ori 21 plus radical din 27 minus radical din 21 supra radical din 21 ori 27 egal. Admirul, radical din 9 supra radical din 3 ori radical din 9 minus radical din 3 supra radical din 3 ori radical din 9 plus radical din 15 supra radical din 9 ori radical din 15 minus radical din 9 supra radical din 9 ori radical din 15 plus radical din 21 supra radical din 15 ori radical din 21 minus radical din 15 ori radical din 21 minus radical din 15 minus radical din 15 supra radical din 15 ori radical din 21 plus radical din 27 supra radical din 21 ori radical din 27. Un pic a rămas în urmă, deci plus plus. Plus radical din 27 supra radical din 21 ori radical din 27 minus radical din 21 supra radical din 21 ori radical din 27. Radical din 9 radical din 9 se simplifică, radical din 3 radical din 3, radical din 15 radical din 15, radical din 9 radical din 9. Deci radical din 9, radical din 3, radical din 15, radical din 9, din 21, 15. Este egal cu 1 supra 27 și 21. Și face 1 pe radical din 3. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe radical din 9. Minus 1 pe radical din 9. Plus 1 pe radical din 9. Minus 1 pe radical din 15. Plus 1 pe radical din 15. Minus 1 pe radical din 21. Plus 1 pe radical din 15. Minus 1 pe radical din 21. Plus 1 pe radical din 21. Minus 1 pe radical din 27. Și
minus radical din 9 plus radical din 9 minus radical din 15 plus radical din 15. Așa. Este egal cu 1 supra radical din 3 minus 1 supra radical din 27. 1 pe radical din 3 spus minus 1 pe radical din 27. Prima fracție amplificăm cu radical din 9 și va fi... Deci 1 pe radical din 3. Da, și amplificăm cu radical din 9 ca să avem radical din 27. Dar 27 nu putem să scriem ca fiind 3 ori 9. 3 ori 9 și iese 9. Da. Și vine 3. 3 radical din 3. 27 e 3 radical din 3 și atunci o aplicăști pe cealaltă, da, din 3. Deci așa. Ai înțeles? Dar și a spus radical din 9 că a spus 3. Da. Deci a fost și ea bine. Numai că a zis radical din 9. Trebuia să spună 3. Corect. Deci vine 3 radical din 3. Zice Adi și zice corect. Și acum se vede mai bine că amplificăm cu 3 pe prima, da? Mirnat, ai înțeles? Am înțeles, sigur, că ați zis că a zis radical din nou. Faptul că a zis radical din nou amplifică înseamnă că cu 3. Și acum e clar un lucru, vine 3 ori 1, 3, minus 1, zi, Miruna, supra 3 radical din 3. 3 radical din 3. Face 2 supra 3 radical din 3. Acesta este răspunsul. Dar ca să dați un exemplu, nu ne place să rămână radicalul anumitor. Da, amplificăm cu radical, radical din 3. Și zicem... 2 radical din 3 ori 9. 2 radical din 3 supra 9, da? Da. Supra 9. 2 radical din 3 supra 9 este răspunsul final. Da. Pregătim următorul exercițiu pentru Adi. E deschis. Seara. Am ca că noi te-am așteptat, dar am vorbit de treaba, dacă nu știu, dacă nu mai zic. Nu știam să vii sau nu. Așa că pornim cu următorul exercițiu. O lăsăm pe Anca să își tragă sufletul. Nu o punem direct în... cu plugul în brazdă, deci nu imediat. Te rog, Adi. 1 plus radical din 9. 1 plus radical din 9. Supra radical din 9. Radical din 9. Minus. Radical din 9 plus radical din 17. Supra radical din 9 ori 17. 9 ori 17. Plus radical din 17 plus radical din 21. Supra radical din 17 plus radical din 25, domnul profesor. 17, dar 25, da? Da, supra 17 ori 25, minus. 17 ori 25. Minus radical din 25 plus radical din 36, supra. Radical din 25 ori 36. Așa. Atât? Egal cu. Egal cu. Pe prima, doar dacă să eliminăm radicalul. Sau 1 plus radical din 9, supra radical din 9 ori radical din 1. Da, tot. Așa este, nu? Putem, da, să distribuim. Deci 1 pe radical din 9 plus radical din 9 pe radical din 9, nu? Așa ai spus, Mirona. Deci 1 pe radical din 9 plus radical din 9 pe radical din 9. Minus. Radical din... Minus radical din 9 supra, supra radical din 9 ori radical din 17. Corect. Minus radical din 17 supra radical din 9 ori radical din 17 plus radical din 17 supra radical din 17 ori radical din 25 plus radical din 25 supra radical din 17 ori radical din 25 minus radical din 25 supra radical din 25 minus radical din 30. Radical din 25, ai zis Adi, supra radical din 25 ori radical din 36. 36, n-am mai scris eu. 36 minus radical din 36 supra radical din 25 ori radical din 36 egal cu 6, radical din 9 cu radical din 9, radical din 17 cu radical din 17 la fel
25 cu 25, 36 cu 36. Deci avem așa, 1 supra radical din 9, da, plus radical din 9 pe 9, adică 1, adică da, plus 1, da, minus 1 supra radical din 17, da, minus 1 supra radical din 9, plus 1 supra radical din 25, plus 1 supra radical din 17, minus 1 supra radical din 36, minus 1 supra radical din 25. Egal cu. Plus 1 supra radical din 9 cu minus 1 supra radical din 9 se reduc. La fel și minus radical din 17 cu plus 1 supra radical din 17, plus 1 supra radical din 25 cu minus. Și ne rămâne minus 1 supra radical din 36. Rămâne 1. 1. A, 1 minus 1 pe 6. Da. Amplificăm cu 6, 6 minus 1, 5 pe 6. 5 pe 6, terminat ești. Da. Anca, acum, la geometrie, dacă mai lucrăm. Da, nu mai avem? Nu mai avem. Hai să mai lucrăm totuși. Mai facem una? Da, una ești, ca să încălzească și ea. Radical din 4 minus radical din 1. Deci radical din 4. Minus radical din 1. Supra radical din 4. Plus radical din 7 minus radical din 4. Supra radical din 28. Plus radical din 10 minus radical din 7. Supra radical din 70. Plus radical din 13 minus radical din 10. Supra radical din 130. Plus radical din 16 minus radical din 13. Supra radical din 28. 28, da? 28. Cel puțin că să nu vă observăm că numerele minute se dau numitorii. Așa. Și atunci vei scrie. Atât? Ai și 4. Da? Da? Te rog, Adi, un pic. Deci, la... rămâne așa sus, radical din 4, minus radical din 1, supra radical din 4 ori 1. Adică, hai să și distribuim. Radical adică, din 4, supra radical din 4, supra radical din 4, ori 1. Ori 1, minus radical din 1, supra radical din 4, ori radical din 1, plus radical din 7, supra radical continuă, din 4. Continuă, supra radical din 28. Păi, loc de 28, 4 ori 7. 4 ori 7. Radical din 4 ori radical din 7. Minus. Radical din 4 supra radical din 7 ori radical din 4. Da. Plus radical din 10 supra radical din 10 ori radical din 7. Minus radical din 7. Supra radical din 10 ori 7 plus radical din 13 supra radical din 13 ori 10 ori radical din 10, radical din 10. Minus radical din 10 radical din 10 supra radical din 13 radical din 13 ori radical din 10 plus radical din 16 supra radical din 16 ori radical din 15. 16 ori de 13. 13. 13 este, da? Da. Și minus radical din 13 supra radical din 16 supra radical din 16 ori 13. Da. Și egal cu? Așa, asta, radical din 1, radical din 7, 4, radical din 10, din 7, din 13, 10, 16 și 13, da? Și este egal cu 1 minus 1 pe radical din 4,
Deci minus 1. Deci 1. Din primul a fost 1. Supra radical din 4. Da. Plus 1 pe radical din 4. Da. Minus 1 pe radical din 7. Da. Plus 1 pe radical din 7. Da. Minus 1 pe radical din 10. Da. Plus 1 pe radical din 10. Da. Minus 1 pe radical din 13. Minus 1 pe radical din 13. Minus 1 pe radical din 13. Da, deci primul pe care am văzut pe radical din 13 plus 1 pe radical din 13 este, da? Da. Și minus 1 plus 1 plus 1 pe radical din 13 minus 1 pe radical din 16. Așa, și minus 1 pe radical din 16. Minus 1 pe radical din 16. Și campul. Ăsta cu ăsta se reduc. Ăsta cu ăsta se reduc, ăsta și cu ăsta se reduc. Așa, și egal mai departe cu 1, minus 1 pe 4. Adică în 16 și 4. Și 4 minus 1 face 3 pe 4. Deci răspunsul corect este 3 pe 4. Și haide să vedem mai departe. Și vreți la geometrie? Da. Vrem să oprim aici, să facem geometria deoparte, ca să ne amestecăm. Da, de ce? Să văd cam cât s-a dus. Ia uite, tu când am lucrare. Am alte de aia. 22. Păi, facem așa. Faci o oră și ceva dincolo și mai bine. Da? Da. Opresc, da? Da.